Multe studii au demonstrat că depresia este adesea provocată de lipsa de serotonină, hormonul fericirii, iar una din soluțiile pentru a depăși această stare de spirit ar fi să stimulăm producerea acestui hormon. Conform realitatea.net, serotonina poate fi stimulată prin expunerea la soare, prin activități precum sportul sau meditația, însă un aspect esențial îl joacă alimentele pe care le consumăm. În acest caz, un rol cheie îl joacă triptofanul. Serotonina este o substanță cu rol de neurotransmițător, adică participă la transmiterea unei informații specifice de la un neuron la altul. Ea este produsă la nivel celular, la nivelul creierului și la nivelul țesutului osos. La baza producerii serotoninei stă aminoacidul esențial triptofan. Acesta ajunge în corpul uman printr-o alimentație adecvată, deoarece nu poate fi sintetizat de organism. Din triptofan vor fi sintetizate serotonina, melatonina și vitamina B3. Principalele surse de triptofan sunt carnea de pasăre, carnea roșie de vită, caviar, peștele roșu, fructele de mare, nuci precum caju sau alunele, semințele de dovleac și floarea soarelui, ouăle, cașcavalul, brânza de vaci, laptele și iaurturile, leguminoasele, în special lintea, năutul, mazărea și soia, cerealele, grâul, orezul, ovăzul, migdalele, arahidele, fisticul, nucile de pin, fructe precum bananele, căpșunile și citricele, legumele precum spanacul, castravetele, sparanghelul. Ar fi interesant de menționat faptul că și ciocolata este un aliment care ne ridică dispoziția, relatează realitatea.net.